Corușenule în roluri de soldățele. Foarte frumos, nici să nu cunoască un alt mod de armată decât cea de paradă. Știm doar și cred că sunteți de acord cu mine că războiul este cea mai prostească activitate umană. Ar fi mai bine să rămână așa, la paradă și la minți de copii. Oricum, chiar și aia mari nu cred că au mai multă minte. Mi-aduc, bineînțeles, doar o oră vă povestesc despre armata mea. Sunt multe amintiri, dar una dintre cele mai hazlii este cu unul din colegii mei. Am făcut școala de armată, sunt ofițer în rezervă, sub locotenent, mai jos nu s-a putut. De atunci mă tot uit să-l văd pe locotenent, dacă eu sunt sub el, el unde-o fi. Și unul din colegii mei care venea din Ardeal, era un imens, un om imens și făcuse facultatea de botanică și în permanență pe așa zisul câmp de bătălie, el se uita la flori. Domn locotenent! Era mare tragere, inamicul ne urmărea. El, veniți aici să vedeți, rare, preciosă, beautiful, ai murit! A căzut bomba, te-au împușcat, dar asta e o plantă rară, lasă planta! Trântea cu chipiul de... Și la examenul de sfârșit de stagiu, trebuia să manevrăm un pluton și bineînțeles că fiecare elev, viitor ofițer, își prelua plutonul în poziție de pe loc repaus și trebuia să dea o primă comandă care în mod logic și normal ar fi trebuit să fie drepți, nu? După care la stânga, la dreapta, înainte, ceva. Și colegul meu de armată a dat prima comandă în fața comandanților veniți de la centru, general și așa mai departe, și în fața careului cu toți cei 3.000 de cursanți. Pluton, pe loc stai! Și s-a terminat cu tot exercițiul și examenul nostru. Să rămână, în seara, bine ați venit. N-ați întârziat, am început noi mai devreme. Soldățele, permiteți să vă salut. Să trăiți bine! A căzut și asta. Altfel în vorbe era bine. Urmează Mamzel Ango de Le Coq, grupa C1 Tris, Bombonicile, profesor și coregraf Mariana Marinescu.